Oiorana! Hello from Bora Bora! Mi-a spus să întrebări pe Instagram la un video, așa că acum o să vă răspundem la ele. Să începem cu prima. Bună, în ce resort hotel ați stat? Virgulă. Hai să răspundem la asta prima oară. Hai să răspundem la asta. Noi am stat la Royal Bora Bora? Da. În Bora Bora am stat la un resort de pe Main Island, dar resorturile acestea, gen Intercontinental, Conrad, Four Seasons, sunt în jurul insulei mari. Cumva ele au acoperat, să zic așa, toată cea mai bună priveliște asupra muntelui Otemanu, care este insula principală Bora Bora. Dacă vrei să ai un view mult mai frumos, atunci stai pe una dintre aceste, în unul dintre aceste resorturi. Dar ideea este că dacă stai pe Main Island, poți să vii aici cu un day pass. Cât a costat? Cât au costat biletele de avion? Mama, asta a fost cea mai pusă întrebare. Deci ideea este că eu i-am făcut cadou Ștefanei pentru, na, cu ocazia căsătoriei noastre. Cererii ei în căsătorie. Și na, nu am să mă pun acum să detaliez totul, dar ideea este că găsiți bilete de la 1500 de euro, 2000 de euro, dus întors până aici. Și cazarea aici, dacă vreți să stați și într-un guest house cu o familie foarte primitoare și ca lumea de localnici de aici, puteți da chiar 100 de dolari pe noapte. Deci cumva puteți ajunge cu o vacanță undeva la 3500 de euro de persoană. Low cost. Da, low cost. Cu drum și cazare. Cam 3500 de euro. Dar am cunoscut și cupluri care au venit aici, au stat o săptămână și ne-au spus că doar pe cazare au plătit 27.000 de euro. Adică se poate duce până unde vrei tu. De revenion la Four Seasons mi-a spus Max că era 50.000 de euro. Da, o săptămână de revenion era 50.000 de euro. Iar la Four Seasons mai era o vilă care era 15.000 de euro pe noapte. Adică se poate duce în orice direcție. Depinde exact cum vrei să o faci. Vrei să stai în Airbnb-uri, guest house-uri, vrei să stai la hotele super de lux, între... Dar cel mai important este că aici nu mai contează activitățile. Nu neapărat să vii și să stai în casă, fiindcă apa aici se vede aproape peste tot genial. Pești și pisici de mare și rechin poți să găsești oriunde dacă vrei să născui ele. Localnicii sunt super prietenoși pe insulă și ai o grămadă de lucruri de făcut. Exact, sunt de acord cu tine. Iar cât au costat biletele de avion, că aici vorbeau de bilete de avion, noi recomandăm dacă vreți să mergeți cu French Bee, este cel mai ieftin, este cam de 1000 de euro până în Tahiti, dar din Tahiti, dacă vrei să mergi pe Morea, există un ferry la 8 dolari, dacă vrei să mergi pe Bora Bora, există Air Tahiti, care costă 300 de euro, din păcate nu este altă variantă, da, de persoană. Dar ar mai fi cu Air France să ajungi până în Tahiti sau să ajungi cu Lufthansa sau o altă companie mare până în San Francisco sau Los Angeles și după aceea cu Air Tahiti până în Tahiti. Dar veți face doar vreo 27 de ore în cel mai bun caz. Să spunem, dar noi am cu 40 ceva. Trecând la următoarea întrebare, asta este despre noi. Suntem super drăguți, mulțumim. Puteți povesti mai multe de relația voastră la distanță, cum a fost până să se concretizeze în căsătorie, cum ați rezistat și, în general, cum treceți peste certuri, neînțelegeri? Noi nu prea avem, cred, probabil certuri, neînțelegeri, decât că vine vorba de poze și videouri, nu? Când și când lucrăm împreună. Viziunile artistice diferite. Exact, exact. În rest, nu prea avem, da? Hai să vedem cum trecem noi peste greutăți. Greu, cred că pur și simplu comunicând împreună și faptul că avem încredere și comunicăm foarte bine, atunci le rezolvăm. Deși nu prea avem, v-am spus, cred că semănăm foarte mult la personalități și empatizăm bine unul cu celălalt și fiecare dată când vedem că la unul este ok, încercăm să discutăm și să... Exact, cred că asta e. Cred că empatizăm foarte mult unul cu celălalt și îl simțim. Ideea e că ne cunoaștem foarte bine și simțim că unul dintre noi are o zi mai proastă sau nu se simte la fel de bine și celălalt încearcă să-l ridice, să... fiindcă, de exemplu, are bateriile descărcate și are nevoie de un fil sau să dau eu puțin mai mult în acea zi, știi? Și cumva de aceea reușim cumva să ne echilibrăm tot să timpul. Ne echilibrăm, exact, asta e cuvântul. Întrebările acestea sunt și personale, fiindcă ne-ați spus pe Instagram și sunt legate de noi. Deci dacă ne urmăriți pe Instagram, contul Max, contul meu, știți despre ce vorbim. Când aveți de gând să faceți nunta și unde? Din punctul meu de vedere, adică și puțin eu nu sunt acum așa mult interesat de nuntă. Sunt mai interesată de copii și de alte lucruri, dar nu de nuntă, nu știu de ce. Poate peste câțiva ani o să fiu mai interesat de nuntă. Asta nu înseamnă că nu o să ne căsătorim, cred. Nu, adică legal ne căsătorim, doar că nu vedem, da, asta ca fiind o prioritate, să facem o mare petrecere și să facem așa o nuntă super mare organizată. Clar, peste vreo 2-3 ani o să o facem. Da, posibil. Nu are legătură cu vacanța, dar când o să trimiteți cărțile. Cărțile mele pe care le puteți comanda acum de vistioardesă și cei de la 21 sunt pe site, dar din păcate, fiindcă am fost plecată, nu m-am putut ocupa de ele. Am să mă întorc pentru 5 zile în țară în luna ianuarie și atunci am să preiau toate comenzile. Îmi cer super scuze celor care nu le-am trimis, dar tot timpul puteți cumpăra e-book-ul. E-book-ul se poate cumpăra oricând, PDF-ul. Cum faceți cu internetul în zonele acestea?
Nu prea avem nevoie de internet. Exact. Asta este răspunsul. Încercăm tot timpul să trăim cât mai mult în prezent și să filmăm, să facem pozele când sunt momente și după aceea să le încărcăm când dăm de internet. Nu mergem să căutăm Wi-Fi, mergem să căutăm locații și povești de spus mai încolo. Exact, și să trăim în prezent, să vedem natura, activitatea marină, să vedem pe afară, să ne bucurăm de hiking și alte lucruri de apus, de răsărit. Nu să stăm neapărat pe Wi-Fi. Normal că facem foarte mult asta și fiindcă postăm și vedeți videourile și pozele, o să credeți că doar asta facem când suntem aici. Dar nu, le facem cât timp suntem pe afară și o facem ca distracție și le postăm doar că avem internet o oră și that's it. Secretul vostru pentru a vă face fericiți unul pe celălalt. Multe pusiuri. Asta clar este secretul lui Max. Poți să-i dai orice, dar dacă nu-i dai destule pusiuri... Dar asta e limbajul meu, iubire. Da, ideea este că noi avem limbaje, toată lumea are limbaje diferite ale iubirii. Și dacă n-ați citit cartea cele 5 limbaje ale iubirii, trebuie să o faceți, fiindcă pe noi ne-a ajutat foarte mult. În general, dacă tu ești fericit cu tine însuți și ești vesel și ești împlinit, atunci clar relația o să meargă mai bine și trebuie să lucrezi prima oară cu tine. Dar după trebuie să cunoști foarte bine partenerul, să dai seama că, de exemplu, Max are două limbaje diferite față de limbajele mele a iubirii și atunci cumva eu trebuie să-i ofer lui ceva ce poate eu nu aș aștepta să primesc sau nu aș vrea să primesc, dar pentru el este foarte important. Sper că m-am făcut înțeleasă. Și nu ar nimic dacă nu aveți același limbaj al iubirii, doar că trebuie să vă dați seama care este a partenerului vostru. Exact. Și să îl iubiți cu acel limbaj cât mai mult posibil, dacă vreți să funcționeze bine relația, sigur. Corect. Chiar dacă iubirea este necondiționată, nu e vorba că mă iubești doar dacă faci asta, oricum te iubesc, dar să-l faci pe el să se simte mai bine și mai special, cred. Exact. De unde ai costumele de baie? De la Unique Swimmer, le am în general. Ce cameră de fotografiat folosești? Gear, dronă, etc, Max, etc? Pentru foto avem un Canon 5D Mark IV. Îl iubesc, it's the life. E prietenul meu cel mai bun. Și pentru video, care este prietenul meu cel mai bun, este un Panasonic GH5. Cu acela ne facem videourile. Și pozele și videourile aeriene le facem cu un DJI Mavic 2 Pro. Și pentru pozele GoPro. Și videourile sub apă, GoPro Hero 7. Adică avem mai multe, avem un ghiuzdan mare pe care Max tot timpul îl cară timpul cu noi. Tot timpul am ghiuzdanul acela după mine de vreo 10-12 kg și la aeroport mă pune să dau tot jos afară din el și să împachetez înapoi, dar... Dar face parte din vacanțele noastre și așa ne facem noi contentul frumos și exact. Ne place să avem amintiri și să cumva să documentăm drumul acesta. Care a fost cea mai frumoasă vacanță pe care ai făcut-o în 2019? Pam, pam, pam! Bali! Și pentru toți cei care ne urmăresc aici, dacă ați fost cu noi în Bali, știți cât de mult a însemnat vacanța aceasta pentru noi și faptul că ați fost voi, oamenii, prietenii, viitorii noștri, gen... Ideea este că în ultimul an, organizând vacanța aceea din Bali, eu cel puțin, sau cred că și noi ne-am dat seama că contează foarte mult oamenii cu care mergi în vacanță și nu neapărat destinația. Da, Bora Bora este genial, este super, dar ghiși ce, ar fost mult mai genial să fim 20 aici și să petrecem împreună timp și să facem activități împreună. Deci de aceea Bali a fost vacanța noastră preferată. Cumva noi asta am vrut să facem. Am călătorit peste tot împreună și nu este vorba de honeymoon. Acum este vorba că mi-a făcut Max surpriza asta, care este visul meu să ajung aici. Dar în general în celelalte vacanțe vrem să le arătăm oamenilor cum călătorim noi, să le arătăm experiențele și Bali a fost primul nostru proiect și a însemnat atât de multe We Are One și o să însemne pe viitor. Așa că îmi doresc foarte mult să veniți cu noi în vacanțe, fiindcă organizăm vacanțe. Și prima care a fost din 2019? Ce? Vacanță. În Islanda. Am văzut aurora boreală exact când am uitat în 2019, a fost foarte frumos. Cu ce altă insulă poți compara Bora Bora? Niciuna, e atât de frumos. Bine, ok, poate cu Hawaii puțin. De ce? Fiindcă sunt munți și sunt localnici super chill și zen și... stilul ăla, aloha, oiarana. Exact, maururu. Maururu. Da, e un vibe foarte fain și chill aici și cred că cu Hawaii, deși noi am văzut doar Oahu, n-am văzut mai multe insule, dar aici o să mergem și pe Moorea și pe Tahiti și o să explorăm mai mult. E o combinație între super relax și super wild. E cel mai îndepărtat loc de pe planetă. Da. Ai putea să ne dai un indiciu pentru dorința lui Max? Am spus într-o postare pe Instagram că dorința mea cea mai mare a fost să ajung aici în Bora Bora și Max mi-a îndeplinit dorința asta. Iar dorința lui Max
este să... Cuba, să ajungem în Cuba. Da, îmi doresc foarte mult să ajung în țara aceea, mi se pare că mă întorc în timp, sunt pasionat foarte mult de istorie și mi se pare că efectiv fac un pas înapoi în istorie și... Cam așa e. Și mi se pare efectiv un platou de la Hollywood, țara aceea, abia aș să ajung în ea. Noi organizăm vacanța acolo, în aprilie. Cubuia Roman. Deci, cine este interesat să vină cu noi în Cuba, în Havana, o să fie genial, o să mergem în Havana, după aceea o să mergem în Varadero. Eu am mai fost de 6 ori în Cuba și... E foarte interesantă experiența de travel, e o chestie de pe bucket list, la fel cum a fost Bora Bora, la fel cum o să mergem în ianuarie în Africa și o să mergem în safari, fiindcă e gen once in a lifetime să faci safari. Așa o să mergem și în Cuba, fiindcă cum e comunism, you need to see that. Deci... Next. Polineza franceză, Hawaii sau Maldive. Nu știu, au fost decât în două. Dar cred că aici, în Bora Bora, sunt munții din Hawaii și apa din Maldive, deci cred că... Polineza franceză, sau aici, cel puțin Bora Bora câștigă. Categoric. Deși, ca și vacanță, da. Hawaii este să te muți acolo, Polineza franceză este să vizitezi. Deși și Hawaii. N-am văzut Kauai, Maui, n-am văzut Big Island. Da, cred că we need to go back. Pentru vacanță Polineza franceză e cel mai wow. Da, și e cel mai exotic. Nu există mai exotic, nu există mai departe. E top, din punctul nostru de vedere. Te-ai gândit să promovezi unele orașe, respectiv obiective turistice din România? M-am gândit. Categoric, zi și noapte. România este o, efectiv e o comoară din punct de vedere turistic. Ne-am gândit mult. Eu acum fac cu proiectul acesta We Are One, încerc să iau oameni să plecăm din țară și să mergem în cele mai exotice și frumoase locuri. Dar mi-am dorit foarte mult să fac incoming cu străini, să aduc România, să le arăt țara noastră, tradiții, cultură. Max, mănânci florile? Și am să fac asta curând. De asta am organizat prima vacanță la Vila Ștefanac, pensiunea părinților mei în Păltiniș, unde este cea mai înaltă stațiune montană din România. Și acolo să mergem, să facem diferite activități. Abia aștept, o să fie o săptămână de vis și o să vreau să mă concentrez asupra turismului din România, dar e puțin greu și trebuie să vorbești cu oamenii afară, să creezi relații, să mergi la târguri, dar o să încerc să fac asta în timp, în viitorul apropiat, cu agenția de turism. Am să vă țin la curent. Și următoarea întrebare, ce mâncare specifică au pe acolo? Ne-am mâncat chiar astăzi am mâncat un lucru foarte interesant, era o nucă de cocos tăiată în două și înăuntru era tuna crud cu puțin ghimbir, lapte de cocos, morcov și ardei. Și a avut un gust genial, mie mi-a plăcut, eu nu cred că ți-a plăcut așa de mult. Locanii și de aici merg foarte mult pe pește, fiindcă pe urma asta și au, atât le-a dat natura pește și nuci de cocos. Să vă zicem ceva despre localnici acum. Ei au două case, au o casă pe Main Island și au o casă pe insulele de lângă, iar pe insulele de lângă, Main Island fiind Bora Bora. Și insula de lângă fiind recifu cumva, adică motul, cum zic, e mai mici insulițe, dar tot aparțin de Bora Bora. Exact, și acolo nu au curent, nu au apă și tot ceea ce fac, din mâncare, au de la găini, animale, ouă și fructe și apă de la ploaie. That's cool. Da, mai mult apă de la ploaie, pești și nuci de cocos. Exact. Și mango, ce mai cresc pe aici. Mi se pare foarte tare, dar sunt multe lucruri de spus despre Polineza franceză și o să mai punem în vlogurile următoare, e mult de vorbit. Trebuie să vii aici să experimentezi ca să afli cât mai multe. Noi venim așa cu tipsuri și să vă ajutăm să înțelegeți. Asta întrebare? Asta o ultima? A mai fost o întrebare legată de cu ce poți să ajungi cel mai rapid aici și ce mai ieftin. Ah, da, cu French Bee, cel mai rapid și cel mai ieftin. Și Air France poți să ajungi? Aia nu e cel mai ieftin, dar... Sau Lufthansa să zbor cu Air Tahiti. Cred că am menționat la început, nu? Da, exact. O să vin pe Instagram să mai postăm lucruri sau așa de aici, să mai facem vloguri și mulțumim că v-ați uitat. Mulțumim pentru întrebări. Și să ne revedem cu un Q&A din altă vacanță, mai... Din Africa! Sau Cuba!